Cel mai aproape de a intra în acest top a fost specializarea științe ale naturii de la Colegiul Național Silvania din Zalău, unde media ultimului admis a fost de 9,59, mai puțin cu 10 sutim decât media ultimului admis la specializarea de pe locul 50 din topul național. Locul 2 în clasamentul județean al celor mai mari medii de admitere îl ocupă tot o specializare de la CNS. Este vorba despre matematică informatică bilingv engleză, unde ultima medie de admitere a fost în acest an 9,50 și pe locurile 3 și 4 sunt tot specializări de la CNS. Filozofie, locul 3, cu ultima medie de admitere 9,42, respectiv matematică, informatică, unde ultima medie a fost de 9,28. Locul 5 este adjudecat tot de specializarea matematică, informatică, însă de la Colegiul Național Simion Bărnuțiu din Șimleul Silvaniei, unde ultima medie cu care s-a intrat anul acesta a fost de 9,03. Următoarele două locuri sunt ocupate de două specializări de la CNS, științe ale naturii, limba maghiară cu 8,93 ultima medie și matematică informatică, limba maghiară cu 8,92. Pe locul 8 este specializarea economic de la Colegiul Național Simion Bărnuțiu și Șimleul Silvaniei, unde ultima medie a fost 8,72, iar pe locul 9 o altă specializare de la același colegiu, filozofie, unde ultimul intrat a avut media de 8,66. Ultima poziție a topului 10 județean este ocupată de Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău, unde la matematică informatică s-a intrat cu medii de peste 8,66. La polul opus avem 7 specializări la care mediile de intrare au fost mai mici de 4. Cu cea mai mică medie s-a intrat în sălaj la Liceul Tehnologic numărul 1 Sâg, liceu care nu întâmplător se numără de mai mulți ani printre unitățile cu grad de promovare 0 la bacalaureat. Media ultimului admis a fost aici 3,54, la alte 20 de specializări s-a intrat cu medii cuprinse între 4 și 5.